Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Data trecută v-am explicat cum se poate salva un răsad căzut la pământ, mâncat de, tăiat de coropișnițe sau de alți dăunători. Ei bine, prin simpla înrădăcinare în apă, imediat sub nod trebuie să fie tăietura, adică nodul este locul unde crește frunza, exact în punctul ăsta. Și tăietura trebuie să vină imediat sub nod, primul nod, pentru că aici se vor forma rădăcinile. În două săptămâni apar primele rădăcini și răsadurile astfel pot fi plantate fie în pământ direct, fie în păhărele. Acum, ca măsură de combatere a coropișnițelor, cea mai simplă și rapidă metodă este, desigur, produsele care se găsesc la fitosanitare. Dar, după cum spuneam, e bine să avem în vedere și soluțiile alternative, naturale, care nu sunt dăunătoare pentru microorganismele benefice din sol. Așadar, există câteva metode de a combate acești dăunători și în acest videoclip mă voi opri în mod special asupra capcanelor pe care le putem face. O simplă capcană cu ajutorul unui pet și cu bere. Putem să facem propriile capcane și să capturăm acești dăunători care sunt periculoși. Acum trebuie să privim totuși și latura pozitivă, pentru că, spre exemplu, coropișnițele, într-adevăr, pot face pagube foarte mari dacă nu este cumva controlată invazia. Dar, de asemenea, să nu uităm că aceste insecte se hrănesc și cu limac și cu insecte dăunătoare, cu viermi sârmă. Așadar, există și o latură pozitivă. Desigur, fiecare grădinar în parte trebuie să decidă și să-și creeze propriul echilibru în grădină. O să îl tai cam o treime, partea asta, o voi tăia și voi face așa, un fel de pâlnie. Se pot folosi, desigur, și borcane, dar trebuie să venim cu ceva aici, pentru că coropișnițele mai și zboară și atunci ar fi foarte ușor pentru ele să evadeze. Pe când, dacă folosim un fel de pâlnie, este mai greu să mai scape din capcană. Și, desigur, îndepărtăm capacul. Și voi îndepărta și partea asta, pentru că sticla fiind în acest fel, vreau să-mi intre cât mai mult, cam până aici aș dori să-mi intre. Și atunci îndepărtez partea asta. Cum puteți observa, am ajuns cu partea de jos până la jumătatea sticlei.
Și acum până, cam până pe aici, să zic, eu știu, 100 de mililitri, 3 degete voi pune bere. Sper că nu vă fac poftă, eu nu suport berea, gustul e prea amar. Și n-aș vrea să vă fac poftă, dar așa se face capcana pentru coropișnițe. Nu trebuie foarte mult. Ideea este că sunt atrase, se pare, de acest miros și ar trebui să pice în capcană și să nu mai poată scăpa. Dacă mă întrebați cât de eficientă este, ei bine, eu am prins mai multe urechelnițe cu această capcană și coropișnițe am prins pui mai micuți, nu am prins din alea mari, nu am prins adulți. E drept că nu am folosit-o foarte des, pentru că berea costă bani și ea trebuie schimbată odată la o săptămână, ar trebui schimbată și nu am folosit foarte, foarte des această metodă, dar cât am folosit, am prins mai mult urechelnițe decât coropișnițe. Dar mă gândesc că puii aceia ar fi devenit în 2 ani adulți și deci cumva am diminuat problema cu această capcană. Vedeți, n-am pus foarte, foarte mult, atât cât să simtă mirosul și să atragă insectele. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să fac o gaură. O gaură cam atât de groasă. Iar acum o să am o problemă referitoare la ustensile, pentru că am rămas fără săpăligă, mi s-a rupt și atunci va trebui să mă descurc cu plantatorul, care e foarte bun, plantatorul ăsta. L-am de câțiva ani și își face treaba destul de bine. Se apasă pe el, așa, face ca ora se împinge, se scoate ca să se strângă jos ustensila și în acest fel, foarte ușor, putem să facem găuri. O să mai tai partea asta ca să mă duc un pic mai jos. Nu am eu nici forța necesară ca să sap acum și nici timpul la dispoziție. Mai scurtez din capcană. O fac mai... Și mai am un pic de săpat. Da, băi, eu zic că, dragilor, suntem unde trebuie să fim. Nu mai sap mai mult. Acum tot pământul o să-l aduc înapoi cu grijă să nu acopăr aici. Verificăm peste câteva zile să vedem ce se întâmplă mai exact aici.
O altă metodă de a combate coropijnițele este aceea de a forma niște momeli din niște biluțe din făină, un amestec de făină, ulei și bicarbonat. Biluțe micuțe puse lângă răsaduri la rădăcină. Dar aici cu biluțele trebuie să avem în vedere și posibilitatea de a de fapt pericolul de a consuma acele biluțe păsările. Deci dacă le facem în grădină există pericolul să consume păsările, să le facem rău păsărilor și trebuie cumva, eu prefer să le îngrop puțin în pământ, să nu fie prea vizibile pentru acele biluțe pentru păsări. Desigur, în seră, fiind un spațiu protejat, dacă nu intră vrăbile sau alte păsări, pițigoi știu eu, da, se pot face. Dacă nu, nu știu, fiecare trebuie să cântărească un pic ce fel de metodă folosește în propria grădină. Eu nu vreau să le fac rău păsărilor și de aceea prefer, dacă folosesc biluțele, să îngrop un pic lângă rădăcina plantei, să nu fie prea, să nu le iasă lor în ochi să fie prea atractive pentru ele. Cam asta este distanța în pragul care trebuie să fie între sol și pârnie. Ele, în momentul în care vin, să fiind atrase de miros, dacă trec acest prag, automat alunec acolo și acolo rămân. O altă metodă ar mai fi aceea de a amplasa niște capcane, mai ales pe timp de iarnă, capcane cu gunoi de grajd proaspăt, în mod special balega de cal sau de vacă. Ele vor fi atrase de acel mediu umed și călduros, pentru că se degajă o anumită căldură în interiorul acelor gropi. Așadar, coropijnițele vor căuta acest mediu umed, călduros, în care să ierneze și atunci este mai ușor să le stârpim în momentul în care descoperim groapa pe care am plasat-o în timpul iernii. Primăvara de vreme, acele cuiburi vor fi distruse și în acest fel se pot diminua cumva pagubele în grădină în următorul an. O altă metodă de combatere a coropijnițelor pe cale naturală ar fi favorizarea prădătorilor naturali, cum ar fi păsările, grauri în mod special, cârtițele și pisicile. Dar la rândul lor, prădătorii aceștia fac anumite pagube în grădină, deci fiecare grădinar trebuie să cântărească cumva să și creeze propriul echilibru când vine vorba de grădină. Acestea fiind spuse, dragilor, eu mă opresc aici, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți, la revedere!